Au mai rămas 40 de zile până la reluarea campionatului. Dintre lideri, doar Milsam a început antrenamentele. Orhegene speră să termine campionatul pe podium și să joace în premieră în cupele europene. După 21 de etape disputate, Milsam se află la 3 puncte în spatele liderului Dacia. Antrenorul Ștefan Stoica crede că lupii galbeni sunt favoriți la titlu, alături de Șerif. Cred că sunt echipele cele mai puternice. Noi o să încercăm pentru fiecare joc în parte să facem ceva, să facem ceva pentru echipa noastră, pentru noi, că de asta am venit în Moldova, suntem profesioniști și cu cât echipa o să fie mai sus în clasament, cu atât o să avem de câștigat și noi. Unii dintre cei mai experimentați jucători de loto orhieienilor spun că echipa lor are toate șansele să devină marea revelație a campionatului. E mai bine că finalul nu ne bagă în seamă la moment. Noi să arătăm totul pe teren. Acolo se decide cine e liderul. Noi o să ne stărâim să dăm, o luptă la toți, că acum campionatul e interesant ca niciodată și o să luptăm până la urmă. Milsam a transferat în această iarnă doi mijlocași din campionatul României, Ionescu și Gârla, dar și trei fotbaliști de la Zimbru, Negai, Furdu și Bezimov. Și noi ne-am întărit, așa credem. Să știți că de multe ori însă și cu foarte mulți jucători, uneori primele jocuri sunt mai grele așa, până când se acomodează, până când reușești să găsești formula ideală. Pe 15 ianuarie, Milsam va pleca într-un stagiu de pregătire în Antalya, unde va susține 6 meciuri amicale.